Bună seara, spuneți. Bună seara. Bună seara. Cu cine am onoarea? Parcă auzisem așa de câteva sute de milioane de euro prin campanie electorală. Domnul Sechelariu? Da, da, domnul Sechelariu sunt. Da, bună seara, domnul Sechelariu. Bună seara, parcă auzisem de vreo câteva sute de milioane de euro în campanie electorală. Bun, probabil ați auzit și atât fondurile europene, cât și fondurile atrase de la guvern. Acum vorbim și fondurile atrase de la guvern. A fost o mare parte din fondurile așa, pe reabilitare, pe reabilitare aveți termică. Aveți 107 milioane. Da, după calculul pe care l-am făcut mai înainte, dacă ați fost atenți. Dar ia vedeți cele 56 de milioane de euro, care sunt epurarea orașului și apa de la Cărăboaia. Da? De când îți banii aia? De pe vremea mea aduci, domnul viceprimar. Știu, domnule. Păi da, dar nu i-aveți, nu i-ați făcut dumneavoastră. Da, noi vorbim acum, dar n-am vorbit, domnule Sechelariu, noi acum nu vorbim, sunt un tip echilibrat, acum nu vorbim nici de administrația, vorbim de municipiul Bacău, ca oraș. În integralitate. Vorbim de administrația, nu așa, respect și administrația pe care a făcut dumneavoastră și administrația pe care o face domnul Savarache. Deci, în total, n-am vorbit acum că acest bani a fost aduși numai de... Pot să vă pun o întrebare, domnul viceprimar? Spuneți. Și de ce obstrucționați investițiile astea de la transport public pe terenul ăla? De la Letea, nu dumneavoastră neapărat, șeful dumneavoastră. De ce nu obstrucționați investiții care au fost și au venit aici, ar putea să vină în Bacău de câteva sute de euro? Deci asta este întrebarea, de asta a sunat domnul Sechelariu? Da, da, de asta am sunat. Da. Asta e, ok. Vreau să vă întreb dacă, ce întrebări mai aveți? Păi cam astea ar fi întrebările, că eu sunt unul din oamenii care sunt obstrucționați să fac investiții. Am înțeles. Ce părere aveți de declarația domnului Berca referitor la strângerea curelei la investiții locale? Mie mi se pare că este obstrucționată declarația, că nu în totalitate aici. E scoasă dintr-un context. Mă rog, l-am văzut pentru prima dată foarte, foarte nervos. Așa, mă știam un om echilibrat, așa mai puțin nervos. Era mai nervos ca mine când cu episodul de acum vreo 6 ani în urmă. Noi, sunt politicieni care chiar la un moment dat... Era pe televizor. Păi, da. Ați văzut și noastră care a fost contextul, dar mă rog, nu e important că... Bine, acum astea sunt o situație și dumneavoastră ingrată și dumneavoastră ingrată. Cândva erați undeva în aceeași parte, un politician ar trebui puțin să... Ar trebui să accepte, asta este, da? Da, domnule, dați-mi voie să vă spun. Lui la capătul răbdărilor, vă dați seama și dumneavoastră la fel. Eu nu sunt la capătul răbdării. Nu, dumneavoastră, normal, ar trebui să accepte, pentru că jocul face până la urmă ziaristul. Păi stați puțin, vie în emisiunea mea și până la urmă îmi dai dispoziție. Bun, haideți ca să... Dar nu v-a pus domnul Berca să sunați, nu? Nu, nu, am nicio legătură eu cu domnul Berca. Chiar dacă cotidianul oficiosul spune că domnul Berca Sechelariu, eu mă bucur că mă asociez cu domnul Berca, acum politician, lider de partid, că domnul Scripăț e asociat cu mine, că am dorit să-l pun eu... Asociere sunt libere în România, asta e bună. Până la urmă. Sigur, fiecare poate să opine. Bun, haideți dacă... Da. Haideți să vă răspund, dar știți bine că nimeni nu v-a obstrucționat investiția acolo pe transport public. Sigur, uitați-vă în ochii mei. Păi mă uit în ochii dumneavoastră, da. Haideți să lăsăm întâi justiția să spună cuvântul. E cel mai bine așa, pentru că... Dar la Letea ce spune justiția? Dar la Letea ce e problemă? Păi șeful dumneavoastră, șeful primar. Bun, dar haideți să nu discutăm așa cu șeful dumneavoastră. Nu, dar ce vreau mâine aveți? Să vă trimit la primărie. Dar ce problemă aveți la Letea? De la firma Deloitte, se numește avocatul Alexandru Ref, care are cel mai mare succes în România, pe teritoriul României, vis-a-vis de verificările actelor față domnul Sechelariu, stați o secundă. O secundă, că e foarte important. Dar e foarte important din alt punct de vedere. În această seară, domnul Sechelariu, o secundă. În această seară, iertați-mă, vă rog. În această seară discutăm despre cu totul altceva. S-a discutat despre societatea de transport public și bale adiacente, încât, mă rog. Haideți că nu, dacă iar o luăm de la capăt, cred că sunt trei ceasuri. Vă răspunde imediat, nu e o problemă. Stați o secundă. Da, dar vreau să vă întreb de măsurile astea de austeritate. Vă răspunde o secundă, domnule. Stop ceva. Investiții locale. Ce spuneți dumneavoastră de măsurile astea anunțate de președintele Băsescu? Haideți să ieșim o leacă, dați-mi și mie voie să vă întreb și altceva, să vă dau posibilitatea. Deci măsurile sunt comune, deci guvernul României plus domnul Băsescu. Domnul președinte Băsescu. Păi și ce spuneți? De reducerea pensiilor? Sunt greșite, salariul? Total greșite. Sunt un drum total greșit. Din punctul meu de vedere. Deci nu asta este soluția. Care este soluția? România. Soluția numărul unu în România este evaziunea fiscală. Munca la negru. Deci probabil mai bine ar fi mai solidari cei care au posibilități financiare. Poate ei ar trebui într-un fel sau altul impozitați. Eu știu, poate excedentul imobiliar, proprietățile, astea sunt forme care ar trebui dincolo de cel puțin pentru mine este aberant
Nu vine să cred că se discută de un pensionar care vrea să ia de la 3 milioane de lei să-i reducă din... Este incredibil. Nu vine să cred. Poți să discute o pensie care are, eu știu, 20 milioane pe lună sau 17 milioane și de acolo îmi iau 2-3 milioane. Dar să iau la 500 de mii sau 300 de mii, pentru mine este ceva care mă pierde față și nu vine să cred. Bun. E o mare greșeală. Bine, domnule Sechelor, atunci noi vă mulțumim de precizările făcute în această emisiune. Sper că acolo de aia, eu mă iertați-mă, dar am văzut directiva guvernului și tot facem, o să facem, dacă e cazul, o altă emisiune cu transportul public și discutăm atunci. Eu zic să mai meditați, atunci, domnul viceprimar, că totuși e păcat de investițiile care pot fi făcute. Bun, am înțeles. Facem multe investiții de făcut. Da, aș vrea acum totuși să vă dați și mie totuși un răspuns sincer. Știți, mă, că sunt sincer, dați-mi un răspuns. Eu întotdeauna sunt sincer, să știți. Terenul de la transport, care aparține transportului public local, de sub fosta investiție, a cui aparține terenul? Sincer. Terenul? Da. Cine este proprietarul terenului? Atenție, îl plătim de două ori noi. Este proprietatea transportului public. Bun. Proprietatea transportului public. În momentul în care s-a făcut transferul de acțiuni, era în proprietatea transportului public? Da, este în proprietatea transportului public. Bine, mulțumesc. În încheiere, chiar vreau să vă felicit că voi sunt un reportaj la noi la 1 TV pentru performanța fiicei dumneavoastră, Mara Sechelariu, cred că o campioană de tenis chiar cu mare talent. Felicitări și eu. Felicitări și că sunt un iubitor al tenisului. Felicitări și eu pentru o evoluție interesantă și vom fi și noi cu ochii pe ea să-i notăm performanțele. Dar totuși... Da.